Prefectul județului Neamț, Niculina Dobrilă, a abrogat o serie de ordine anterioare referitoare la constituirea în cele 83 de unități administrativ-teritoriale din județul Neamț a consiliilor locale. Ordinul 220 din 17 iunie 2016 are și o anexă în care sunt planificate prin grafic aceste ședințe la care obligatoriu trebuie să fie prezent și un salariat al Consiliului Județean Neamț. Prefectul Niculina Dobrilă a fost nevoită să modifice graficul și motivat de faptul că în ziua de 20 iunie este sărbătoarea Sfintei Trei, respectiv lunea Rusaliilor, zi liberă pentru salariații bugetari. Un al doilea motiv este legat și de faptul că nu au ieșit toate hotărârile judecătorești privitoare la legalitatea numirii primarilor. Redactorii postului de televiziune Roman 24 au extras din graficul amintit ședințele de constituire ale consiliilor locale din localitățile zonei metropolitane, ședințele de constituire a consiliilor locale și de alegere al viceprimarilor din rândul consilierilor locali se fac în baza legii 215 a administrației publice locale și a legii alegerilor locale. Conform graficului amintit, marți 21 iunie, la ora 9, va avea loc constituirea Consiliului Local în Comuna Cordun. În aceeași zi, la ora 12, are loc o ședință similară la Primăria Horia. La ora 15 va avea loc ședința de constituire a Consiliului Local la Tămășeni. Miercuri 22 iunie 2016 va avea loc, începând cu ora 15, ședința de constituire a Consiliului Local de la Dulcești. Joi 23 iunie, la ora 9, va avea loc ședința de constituire a Consiliului Local Gdinți și a celui de la Botești. În aceeași zi, la ora 12, va avea loc o ședință similară la Sagna și Ghirăiești, la ora 15, la Doljești și Săbăoani. Vineri 24 iunie, la ora 9, vor avea loc ședințele de constituire ale consiliilor locale de la Icușești, Moldoveni, Pâncești, Văleni și Valea Ursului. La ora 10, va avea loc ședința de constituire a Consiliului Local Roman, care se va desfășura în prezența subprefectului Gheorghe Niculae. La ora 12, va avea loc ședința de constituire a consiliilor locale de la Ion Creangă, Secuieni, Oniceni și Poienari. Începând cu ora 15, se va desfășura ședința de constituire a Consiliului Local Bozieni. Ultimele ședințe de constituire a consiliilor locale vor avea loc sâmbătă 25 iunie în alte comune ale județului. Vineri 24 iunie la ora 14 va avea loc și ședința de constituire a Consiliului Județean Neamț, când vor fi aleși prin vot indirect din rândul consilierilor președintele Consiliului Județean și cei doi vicepreședinți.